În această dimineață, din cuvântul Domnului, ne va sluji fratele Pavel Hozda, Domnul să-l binecuvânteze. El este conducătorul bisericii din Moisei și presbiter ordinat, Domnul să-l binecuvânteze. Deasupra mie și prieten și mă bucur de harul acesta și mă bucur ori de câte ori am ocazia să stau în părtășie cu dânsul. Pentru cei ce doresc să primească musafiri, duminica, sâmbătă spre duminica viitoare, fratele Adrian Știrb se va ocupa de centralizarea tuturor ca să vedem dacă putem să acoperim toate cele 80 de persoane care vor veni sâmbătă la ora 20, la ora 19. Sâmbătă la ora 19 va fi primul program și apoi duminică dimineața. Vă invit acum să vă ridicați. Scriptura ne spune să fim primitori de oaspeți. Domnul să ne binecuvânteze, că unii au primit fără să știe pe îngeri. Ascultăm acum cuvântul Domnului prin fratele Pavel, Domnul să-l binecuvânteze. Cu ajutorul Domnului deschidem Biblia în Ioan, capitolul 5, de la versetul 1 la versetul 16. Pagina în Biblie 1030. Titlul este Vindecarea slăbănogului de 38 de ani. După ce era un praznic al iudeilor și Iisus a suit la Ierusalim, în Ierusalim, lângă poarta oilor, era o scăldătoare numită în evreiește Betesda, care are 5 pridvoare. În pridvoarele acelea zăcea o mulțime de bolnavi, orbi, șchiopi și uscați, care aștepta mișcarea apei. Căci un înger al Domnului se pogora din când în când în scăldătoare și tulbura apa. Și cel din tâi care se pogora în ea, după tulburarea apei, se făcea sănătos. Orice boală ar fi avut. Acolo se afla un bolnav de 38 de ani. Iisus, când l-a văzut zicând, fiindcă știa că este bolnav de multă vreme, i-a zis, vrei să te faci sănătos? Doamne, i-a răspuns bolnavul, nu am pe nimeni să mă bage în scăldătoare când se tulbură apa și până să mă duc eu, se pogoară altul înaintea mea. Scoală-te, i-a zis Iisus, ridică spatul și umblă. Îndată omul acela s-a făcut sănătos, a luat patul și a umblat. Ziua aceea era o zi de săbat. Iudeii ziceau celui ce fusese vindecat, este ziua săbatului, nu ți este îngăduit să ridici patul. El le-a răspuns, cel ce m-a făcut sănătos mi-a spus, ridică spatul și umblă. Ei l-au întrebat, cine este omul acela care ți-a zis, ridică spatul și umblă? Dar cel vindecat nu știa cine este, căci Iisus se făcuse nevăzut din norod care era în locul acela. După aceea Iisus l-a găsit în templu și i-a zis, iată că te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai păcătuiesc ca să nu se întâmple ceva mai rău. Omul acela s-a dus și a spus iudeilor că Iisus este acela care l-a făcut sănătos. Amin. Ocupăm locurile. Iubită biserică, mă simt onorat din nou să slujesc în mijlocul dumneavoastră și zic ca Domnul să vă binecuvinteze. Și rog pe Dumnezeu în continuare să mai deschidă cerul lui o clipă și să mai lasă ca râurile lui de apă vie să mai curgă de sub tronul casei Domnului. Și orice inimă împovorată, orice inimă amărâtă să simțească mângâiere că El e Dumnezeu, glorie Domnului. Și pentru aceasta zic ca Domnul să ne binecuvinteze. Astăzi s-a auzit mult, s-a vestit mult, fraților. Dacă am pune la inimă numai ce s-a vestit până acum, am fi oamenii lui Dumnezeu. Și mai ales cântările, fraților, cântarea este lucru cel mai minunat. Când mă gândesc când David mergea la Saul și Saul era muncit de Duhul cel rău, ce facea David? Îi predica sau se ruga? Nu, spunea că-i cânta, nu? Și noi cu ajutorul Domnului ne-am pocăit, fraților, să ajungem în împărăția lui Dumnezeu. Și acolo spune că nu se va mai ruga și nu se va mai predica, nu? Ci numai se va cânta și zic ca Domnul să ne ajute la aceasta. Și evenimentele care ne înconjoară, de-aia am citit, am ales textul de astăzi, fraților, dar vreau să vă spun, noi avem o datorie să ne rugăm pentru ceea de afară.
Dar nu uitați un lucru, fraților. Apostolul Pavel în Tit, capitolul 2, dacă nu mă înșel, versetul 11 și 12, spune căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii, numai pentru unul, pentru toți oamenii, mă învață și te învață să o rung cu păgănitatea și cu poftile lumești și să trăiești în viacul de acum cum? Cumpătare, dreptate și evlavie. Oameni buni, asta mă învață harul. Asta mă învață harul, oameni buni. Și Apostolul Pavel spune Galatenilor, capitolul 6, cu versetul 7 și 8. Oameni buni, nu vă înșelați. Dumnezeu nu se lasă băjocurit. Ce seamănă omul, aceea va se cera. Oameni buni, nu poți să semeni una să culegi alta. Nu se poate, oameni buni. Ce semeni, aceea voi se cera. Dacă am semănat toată viața în firea pământească, ce voi se cera, fraților? În firea pământească putrezirea și zic ca Domnul să ne pazească pe toți de aici. Iar cine seamănă în Duh, va se cera din Duh ce? Viața veșnică și zic ca toată biserica Filadelfia să seamănă viața veșnică și zic ca Domnul să ne ajute la aceasta. Înainte ca să intru în textul de bază care l-avem în această dimineață și tot legat de asta, fraților, noi când suntem în încercare trebuie să fim neapărat în voia lui Dumnezeu, să nu cârtim. Când ești trecut prin încercare, trebuie să fiu în voia lui Dumnezeu. Când mă gândesc, Ilie era unul din prorocii mari ai Vechiului Testament, fraților. Unii din prorocii mari ai Vechiului Testament, au lucrat Domnul cu semne și minuni și când trece Domnul Iisus în fața peșterii și îl întreabă pe Ilie, ce faci tu aici, Ilie? Și Ilie ce-a spus? Am fost plin de râvnă pentru tine. Vorbește la trecut, fraților. Vorbește la trecut, nu spune la prezent. Un om care Dumnezeu o coborât foc din cer și o mistuit jertfa. Un om care Dumnezeu la rugăciunea lui nu ploua 3 ani și 6 luni. Am o spune, am fost plin de râvnă pentru tine. Și numai atâta că am fost, dar vreau să mor, spune. Că am rămas numai eu singur. Și ce vreau să scot în evidență, fraților? Că mulți frați și surori am auzit când trece prin deosebite încercări, spune, acum aș vrea să mor, aș vrea să mai ai Domnul acasă. Dar e sigur, dacă atunci îl lua pe Domnul pe Ilie, era mântuit Ilie atunci? E sigur dacă atunci când spui, Doamne, ia-mă acasă la tine, e sigur că vei fi mântuit, frate? Părinții, când l-au dus pe Domnul Iisus la templu, pe pruncul Iisus, spune că bătrânul Simeon l-a luat în brață, l-a strâns la pept, pe cel mai sfânt dintre copii. Și când l-a strâns la pept, a zis, slobăzește pe robul tău, că ochii mei a văzut mântuirea ta, glorie Domnului. Oameni buni, poți să spui așa dacă ești cu Iisus în braț, iar dacă nu, haide să ne pocăim în sac și cenușă și când va veni El pe norii cerului, să putem flutura steagul de biruință și zica Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Și mă gândesc că Domnul Iisus are un drum care l-a trasat și pe drumul acela vreau să merg și eu și tu. Domnul Iisus nu are alt drum și nu face rabat, fraților. Uitați-vă la fiul risipitor când a plecat de acasă. O mărs tata după el? O mărs tata după fiul risipitor? Nu l-a așteptat în poartă să se întoarcă. Și o să vă dau câteva exemple de oameni care le-a creat Dumnezeu toate condițiile. Să margă pe drumul pe care o mărs Domnul Iisus. Și nu o mărs. Dar toate condițiile. Și să vă dau niște exemple de oameni care o mărs pe drumul pe care o mărs Domnul Iisus, o primi numai binecuvântări. Și primul exemplu îl avem în Matei 19, tânărul bogat. Uitați, interesat de viața veșnică. Aleargă înaintea Domnului Iisus, îi pune întrebări corecte. Ce să facă ca să moștenească viața veșnică? Și ce îi spune Domnul Iisus? Vinde tot ce ai, împarte săracilor, că vei avea o comoară unde? În cer. Oameni buni. Și tânărul ăsta bogat spune că s-a întristat și l-a părăsit pe Domnul pentru puțină vreme. Zice că l-a părăsit pentru totdeauna. Ce ziceți dumneavoastră dacă el știa că comoara în cer este Iisus, îl părăsă? Ăsta e Iisus și asta e calea pe care. Nu, că Iacob când a dormit de s-a pus piatra de căpătâi și a văzut scara la cer și îngerul cobora și urca, ce spus Iacob?
n-am știut că aici e poarta cerurilor, că e casa lui Dumnezeu. Oameni buni, noi trebuie să știm că comoara noastră este Iisus Hristos și zic ca Domnul să ne ajute la aceasta. Al doilea exemplu îl avem, fraților, în Luca, capitolul 12. Pilda bogatului care a rodit țarina, fraților. Și știi ce a făcut bogatul ăsta? Omul ăsta confundă sufletul cu trupul și cred că așa facem și noi. Eu îmi spun în dreptul meu. Confundă sufletul cu trupul, fraților. El crede că sufletul poate fi hrănit cu ce-o strâns el în hambare. El așa crede. Uitați-vă, când i-a dat Dumnezeu anul ăla bogat și-o strâns, o stricat hambarele și-o făcut altele mai mari, nu n-o zis după ce o le-a umplut cu toate bogățiile, nu n-o zis cu trupului meu. Uitați-vă în 12, capitolul 19. Luca, capitolul 12, cu versetul 9. Nu a zis, o să zic trupului meu. Așa a zis? O să-i zic sufletului meu. Bea, mănâncă și înveselește-te că ai pentru multă vreme. Oameni buni, oare nu facem și noi? Nu confundăm noi sufletul cu trupul? Noi credem că hrănim sufletul cu ce strângem? Aici totul va arde. Și Domnul Iisus a spus atunci, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va lua sufletul și tot ce ai agonisit, cu ea rămânea, frate. Oameni buni, eu îmi spun întâi mie și vă spun și dumneavoastră că de aceea ne-am pocăit ca să fim mântuiți. Și când va veni din Domnul pe norii cerului să putem ieși prin întâmpinare și zic ca Domnul să ne ajute. Și al treilea om care Dumnezeu i-a creat toate condițiile și parcă la ăsta l-a favorizat Dumnezeu un pic față de ăștia doi din față, oameni buni. Pilda bogatului nemilostiv. Dar la omul ăsta i l-a pus pe sărac, nu la poartă, fraților, i l-a pus la ușă. I l-a pus la ușă să vadă ce face omul ăsta. Că ăsta e drumul pe care merge Domnul. L-a pus să vadă ce face omul ăsta. Nu la poartă, i l-a pus, fraților, la ușă. Și spune că omul ăsta în fiecare zi ducea o viață cum? Plină de veselie și strălucire și în fiecare dimineață se îmbrăca în porfiră și în subțire. Iar de Lazar o avut milă? Nu au avut milă, frate. Cine a avut grijă de Lazar? Câinii vinea și lingeau bubile. Oameni buni, și uitați-vă dumneavoastră că atâta l-a ținut Dumnezeu pe bogatul ăsta, cât o trăi și Lazar. Când Dumnezeu a trimis pe înger și l-a luat pe Lazar și l-a dus în sânul lui Avram, spune că a murit și bogatul și a ajuns jos în locuința morților. Ce vreau să scot în evidență aici, fraților? Uitați-vă, omul ăsta cât o trăi pe pământ, nu a avut timp să ridice privirea sus, nu a avut timp de milă, nu a avut timp de rugăciune și nu a avut timp de pocăință. Nu a avut timp de nimic. Dar după ce au ajuns acolo jos, fraților, uitați, prima dată ridică privirea sus. Oameni buni, nu pământul este destinația finală, ci cerul. Și zic ca Domnul să ne ajute la așa. Prima dată ridică ochii sus și când a ridicat privirea sus, ce-a făcut? L-a văzut pe Lazar acolo. El era în vapaia acelui foc. Și acum uitați, ridică privirea sus, cere milă care el nu a avut milă. Cere milă și el nu a avut milă. Zice, părinte Avraame, fie-ți milă, trimite pe Lazar să-ți moaie degetul ca să mute buzele, că tare mă chinuiesc în vapaia acestui foc. Cere milă acum. Uitați, ridică privirea sus, cere milă. Să rogă. Zice, rogă-te, părinte Avraame, trimite pe Lazar în casa tatălui meu, că mai am încă 5 frați. Să rogă și să pocăiască, le spune. Să margă să le spună să n-ajungă și ei aici. Eu folosesc la ceva. O ridica privirea sus, o ceară milă, s-o rugat, s-o pocăit, eu folosesc la ceva. Toate astea. Oameni buni, cât trăim, trebuie să ne facem. Că dincolo fiecare mergem la ce ne-am făcut și zic ca Domnul să ne ajute la aceasta. În textul de aia am legat din textul din ziua de astăzi, cu ajutorul Domnului, în toate predicile mele, eu încerc să, la mijloc să fie Domnul Iisus, centru să fie Domnul Iisus. Uitați-vă că toate cele patru evanghelii scoate în evidență persoana Domnului Iisus. Toate cele patru evanghelii. Evanghelia după Matei scoate în evidență persoana Domnului Iisus ca împărat. Evanghelia lui Luca scoate, lui Marcu scoate în evidență persoana Domnului Iisus ca slujitor. Evanghelia lui Luca scoate ca om, iar Evanghelia lui Ioan scoate divinul. Slăvit să fie Domnul. Și minunea pe care o face Domnul Iisus la scăldătoarea Betesda, la cele cinci privoare, era într-o zi de sărbătoare.
Și știți când a fost cea mai mare sărbătoare la scăldătoarea Betesda, la cele 5 privoare? Când s-a prezentat Domnul Iisus, glorie Domnului. Oameni buni, cea mai mare sărbătoare e la noi, când îi prezent Domnul Iisus în viața mea, în familia mea și în biserica mea. Acolo e sărbătoare, glorie Domnului. N-avem voie să vii fără Domnul Iisus la biserică. Nu ai voie, fraților. Am citit o întâmplare că un negru a venit într-o biserică de albi. Și când a intrat în biserica aia de albi, biserica l-a scos afară. Când l-a văzut așa negru, l-a scos afară. L-a scos afară, el a venit înăuntru. Și a doua oră l-a scos și l-a aruncat pe scări jos. Și a spus că negru ăsta a mers și a stat pe o treaptă la scară și s-a plâns. A zis, Doamne Iisuse, nu știu de ce albii ăștia nu mă primesc în biserică. Și a zis că a venit Domnul Iisus lângă el și a spus, mă, tu ești negru, nu te primesc. Dar pe mine de 15 ani, albii ăștia nu mă primesc în biserică. Oameni buni, să ne păzească Dumnezeu. Când venim la biserică, în familiile noastre, să fie prezent Domnul Iisus, că atunci e cea mai mare sărbătoare și cea mai mare binecuvântare este. Și zic ca Domnul să ne ajute la aceasta. Pe slăbănogul acesta de 38 de ani îl vedem în trei ipostaze. 1. Ipostaza omului bolnav, 2. Ipostaza omului vindecat și 3. Ipostaza omului care creează reacții în jurul lui. Și cu ajutorul Domnului o să începem cu prima, ipostaza omului bolnav. Cuvântul Domnului ne arată, fraților, că la scăldătoarea Betesda, la cele 5 pridvoare, erau bolnavi pe câteva categorii. Și spune oripi, șchiop și uscat. Imaginea acestui slăbănog ne reprezintă și pe noi. Am fost slăbănogi în păcatele noastre. Și odată ce păcatul a intrat în lume, oameni buni, o adus nenorocire. O adus boală, suferință și moarte. Iar Apostolul Pavel în Roman, capitolul 3, cu versetul 23, spune toți au păcătuit și sunt lipsiți de ce? Auzi, toți spune că am păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și bolnavii de la scaldătoarea Betesda, de la cele 5 pridvoare, reprezintă omenirea bolnavă de păcat de pe cele 5 continente, oameni buni. Și omenirea nu s-a putut salva singură decât numai prin Iisus Hristos și mulțumim că El a venit și ne-a salvat, glorie Domnului. Al doilea rând, ipostaza omului vindecat. Uitați-vă dumneavoastră că mulțimea de la scaldătoarea Betesda stăteau cu privirile ridicate în sus, când vine îngerul și tulbură apa, ca cel ce intra primul în apă, cum era? Vindecat. Dar cum stătea cu privirile fraților și surorilor? Stăteau, zice, cu privirea ridicată în sus, către cel ce îi putea să-i salvează. Oameni buni, în Psalmul 34 spune, când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Oameni buni, hai să ne întoarcem astăzi spre Domnul, nu mâine, că astăzi de al nostru mâine e al lui Dumnezeu. Ca să ai un mâine fericit cu Domnul, trebuie ca astăzi să-L ai pe Domnul în viața ta, în familia ta și vei fi un om binecuvântat de Domnul și zic ca Domnul să ne ajute. Și cum stăteau bolnavi ăștia cu privirile ridicate, într-o zi se întâmplă un lucru extraordinar, fraților. Nu mai vine îngerul să tulbure apa, ci vine personal Domnul Iisus. Și Domnul Iisus se duce la slăbănogul acesta de 38 de ani și pune o întrebare ciudată, fraților. Îi pune o întrebare ciudată. Spune, ai vrea să te faci tu sănătos? Cum ce Domnul Iisus nu știe despre noi, n-are toate detaliile despre noi? Zice, ai vrea să te faci sănătos? Și ăsta ce spune? Cum n-aș vrea, Doamne, dar nu am pe nimeni. Și când vine îngerul să tulbură apa, până mă duc eu să coboară altul. Și eu rămân tot în neputința mea. Știți de ce au pus Domnul Iisus întrebarea aceasta? Fraților, v-ați pus întrebarea? Nu trebuie să răspundeți. V-ați pus întrebarea de ce a pus Domnul Iisus întrebarea aceasta? Uitați-vă cât e de bun Domnul. Și să te facă sănătos, vrea să fii și tu de acord. Și să te facă sănătos, Domnul Iisus vrea să fii și tu de acord. Și glorie Domnului. Și atunci Domnul Iisus îi spune slăbănog, omule bun, nu mai vină îngerul, eu n-am nevoie să tulbur apa, că eu am, mie mi s-a dat toată puterea în cer și pe pământ. Îți spun, ridică spatul și umblă, glorie Domnului. Ăsta e Dumnezeul nostru, oameni buni. Și vreau aici, fraților, să știm bine,
că Domnul Iisus o duce la cel ce nu a avut pe nimeni. Tu, soră și frate și eu, ce faci? Te duci la cel ce nu are pe nimeni. Pocăința nu e aici în adunare, fraților. Nu, nu, să știți. Nu, pocăința nu e aici în adunare. Pocăința e afară, fraților. Pocăința e afară. Aici ne dăm sfinți și pocăiți, oi, oi, oi. Dar pocăința se vede afară. Că Iacob spune în capitolul 1 cu versetul 27, religiunea curată și neîntinată este a cerceta pe văduv și pe orfan când li bine, zice, necazurile lor. Oameni buni, aici e pocăința mea și pocăința ta. Religiunea curată și neîntinată este a cerceta pe văduv și pe orfan în necazurile lor. Dar personal Domnul Iisus spune în Matei 25 cu versetul 34 și 35, când spune celor de la dreapta lui, veniți binecuvântați Tatălui de moșteniți împărăția care v-a fost dată de când? De la întemeierea lumii. Că am fost flământ, mi-ați dat să mănânc. Mi-a fost sete, mi-ați dat de băut. Am fost gol, m-ați îmbrăcat. Am fost la spital și ați venit pe la mine. Și eu am spus, Doamne, când ți-am făcut noi? Când te-am văzut noi flământ? Când te-am văzut noi gol? Când s-au fost sete sau bolnav? Iar în versetul 40, uitați-vă, fraților, avem răspunsul. Spune, ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, la cei mai neînsemnați frații mei, cui i-ați făcut? Mie. Oameni buni, aici e pocăința mea și pocăința ta. Că mulți predicatori și mulți păstori au spus, mă, dacă ai credință, e suficient. Greșit și fals, fraților. Credința fără faptă, cum e? Moartă. Asta nu se poate una fără alta. Dacă n-ai faptă, n-ai nici credință. Dacă ai credință, ai și faptă. Avram, cum îți dovedea credința dacă spunea, eu cred? M-a trimis Domnul să-l aduc pe fiul meu Isaac pe muntele Moria Cașdier? Eu cred, dar nu m-a dus să-l aduc. Îți putea dovedi credința, Avram. Dar așa credința a fost dovedită prin faptă și zic ca Domnul să ne ajute. Oameni buni, și vreau să vă mai spun ceva. Nu ne poate salva nimeni. Nici banul, nici averea, nici tradiția, nu ne poate salva nimeni decât numai Domnul Iisus. Că Petru, în Faptele Apostolilor, capitolul 4 cu versetul 12, spune, în nimeni altul nu este mântuire, că nu este sub cer al nume dat oamenilor prin care trebuie să fie mântuit decât în numele lui Iisus Hristos. Oameni buni, nu este al nume, decât numai în numele lui Iisus Hristos și zic ca Domnul să ne ajute la aceasta. Și a treia, ipostaza omului care creează reacții în jurul lui. Uitați-vă dumneavoastră, când Domnul Iisus intră în viața unui om și ridică din starea care era și face din el un om nou, ai împotriviri. Pe bolnavul ăsta, când l-a vindecat Domnul Iisus, nu le-a părut bine că 38 de ani nu a avut nimeni bai cu el. Fără când l-a vindecat Iisus, a venit iudeii și a spus, bă, nu ți este îngăduit să ridici patul și să umbli. Au avut împotriviri, frate. Pentru ei mai important a fost ziua. De că l-a vindecat Domnul. În loc să fie bucuros, să-i mulțumea lui Dumnezeu, mă, nu ți-a îngăduit, au avut împotriviri. Tot așa e și astăzi, când un om se întoarce la Dumnezeu, are împotriviri, fraților. Și prima dată îi se împotrivesc preotenii, al doilea colegii de școală, colegii de muncă, și cel mai grav e când se împotrivesc și cei din casa ta. Dar nu-i nimic, fraților, să spunem și noi cum a spus omul ăsta vindecat, nu contează ce zice ea, ce zice, eu rămân cu cel ce m-au făcut sănătos, glorie Domnului. Oameni buni, nu contează ce spun cei din stânga noastră, cei din dreapta, noi să rămânem cu Iisus Hristos, că El e mântuirea noastră, glorie Domnului. Și să fim atenți la atenționarea pe care o face Domnul Iisus în versetul 14, că eu, și astăzi ne-o face nouă. Domnul Iisus vrea pe mine și pe tine să te găsească în templu. Și știi de ce vrea să te găsească în templu, în casa lui Dumnezeu? Să-mi spună mie și să spună ție să nu mai păcătuim. De-aia vrea Domnul să fim aici, să-mi spună să nu mai păcătuiesc. Și mai vrea ceva de la noi, fraților. Mai vrea să mergem să spunem cât de bun este Domnul cu noi. A fost bun Domnul cu noi, fraților. A fost bun că ne-a scos picioarele din mocire la păcatului, ne-a pus pe stâncă singură, ce-a făcut? Ne-a pus o cântare nouă. Glorie Domnului. Ăsta e Dumnezeul nostru. Și, iubită biserică, vreau să vă spun o întâmplare care merge bine la... Ne-am adus aminte la textul din ziua de astăzi. Spune că o fetiță se naște și se naște oarbă. Și cum a crescut ea mare, spunea că era foarte frumoasă. Fetița, și de ce creștea, spunea
unde am citit, că era mai frumoasă. Și de aia se îndrăgostește un băiat tot frumos, dar băiatul era normal, vedea. Și el în fiecare zi când se întâlnea cu fata aceasta, îi spunea cât de bun este Domnul, cum a făcut Dumnezeu universul ăsta, cum a creat florile, munții, izvoare. Și în fiecare zi îi spunea despre asta. Și băiatul așa tare s-a îndrăgostit de ea și a cerut-o de în căsătorie. Și fata a stat un pic și a spus, bă, tu ești un băiat normal, eu soarbă, nu putem. Și nu după mult timp, băiatul îi spune la fată, uite-te, s-a găsit un medic să se facă o operație și s-a găsit și un donator. Fata bucuroasă, fraților, se duce la spital, o internează, îi face operația, operația îi reușește și când vede fata prima dată, e plină de bucurie. Și când îi face externarea, se duce direct acasă la băiatul. Și când ajunge la băiat, băiatul nu e acasă, îi spun părinții la spital. Era tot la acel spital unde a fost și ea internată. Și se duce fata la spital, când intră în salon, băiatul orb. Și ea rămâne surpriză, zice, bă, m-ai înșelat, cum spuneai tu cât de frumos a făcut Dumnezeu universul ăsta. Și spune fata, nu te supăra, zice, eu te părăsesc, că am 27 de ani și vreau să mă duc să mă distrez. Și atunci băiatul, când fata a vrut să iasă din salon afară, a spus, o rugăminte am la tine, ai grijă de ochii mei, glorie Domnului, ai grijă de ochii mei, oameni buni, de peste 2000 de ani la cruce, pentru mine și pentru tine. Nu s-o da numai ochii, ci s-o da viața. Și grijă, soră și frate, ce faci cu viața lui Iisus, glorie Domnului? Că ce faci astăzi cu Iisus, aceea va face El cu tine în ziua cea mare, în ziua cea plină de glorie, plină de slavă și zic ca Domnul să ne ajute la aceasta. Și vreau să închei cu cuvântul care îi spune Iosua, cât despre mine, eu și casa mea voi sluji Domnului și zic ca Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Amin.